Aproape 3300 de absolvenții de liceu au dat astăzi piept cu subiectele primei probe scrise din cadrul bacalaureatului în cele 16 centre de examen existente la nivelul județului Olt. Pentru proba de astăzi, de limba și literatura română, am avut înscriși 3424 de candidați, 165 au absentat și, din păcate, 2 au fost eliminați. Cei doi tineri au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. Elevul a încercat să folosească telefonul mobil. Îl avea asupra sa, n-a fost văzut de supraveghetori, în schimb, pe camerele video a fost observat și eliminat. Nu putea să spună că nu s-a întâmplat așa, pentru că a fost prins în flagrant. Despre al doilea eliminat, pot să vă spun doar că a fost prins cu fițuici, deci iar de fiecare dată sau în ambele cazuri au existat probe materiale ale fraudei. În conformitate cu prevederile ordinului care aprobă metodologia examenului de bacalaureat, elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd în totalitate istoricul notelor obținute și nu mai au dreptul să susțină acest examen decât peste 2 ani. Majoritatea tinerilor care s-au bazat însă pe cunoștințele acumulate în cei 4 ani de liceu au catalogat subiectele de astăzi ca fiind ușoare. Au fost destul de ușoare dacă ai învățat. Asta v-a picat. La un text la alegere dintre testament, corola de eu nu servesc corola de minune a lumii și Riga Cripto. Am ales testament. Asta, pentru asta mă pregătisem mai bine. Au fost foarte plăcute, nu ne așteptam să ne pice poezie, în schimb a picat foarte ușor. Au fost acceptabile. Ce v-a picat? O operă literară scrisă de Arghezi Barbu sau Nichita Stănescu la alegere. Au fost ușoare. Ce subiecte v-au picat? Mihai Eminescu, Luceafărul, la partea a treia și un text argumentativ la a doua parte. Cum să fie? Foarte ușoare. Ușoare au fost subiectele astăzi. Ce v-a picat? Luceafărul, de Mihai Eminescu. Grele. Toate la fel de grele au avut același grad? Și depinde cine a învățat, a fost ușor, cine nu, mai greu. Înțelegem că n-ai prea învățat dacă ai spus că au fost grele. Nici așa, dar nici așa. Au fost foarte grele. Cât ai pregătit pentru examenul ăsta? O zi. N-au fost grele, ne-am descurcat. Am mai rămas subiectul 3. Ai făcut nimic la el? Subiectul 3 nu, că nu. Mi-a durat o jumătate de oră pentru subiectul 1, cam o oră pentru subiectul 2, că a fost documentat. Mai greu, dar am reușit. Cât despre timpul alocat pregătirii pentru acest test, disponibilitatea tinerilor a fost variată. Ce a însemnat pregătirea pentru examenul ăsta? Foarte mult de învățat și nopții albe. 3 luni. Atât? Acum înainte de BAC? Înainte de BAC, da. Și au fost suficiente să pregătești toată materia din ultimii 4 ani? Da, suficient. O săptămână. Acum înainte de bacalaureat? Da. A fost suficientă săptămâna asta pentru a recupera materia din 4 ani? Nu prea a fost. În ultimele 3 zile m-am pregătit mai mult. Și în rest? Când ai început să te pregătești propriu-zis pentru BAC? 2 luni înainte de BAC. O lună înainte. A fost suficientă să recuperezi întreaga materie din 4 ani? Da, pentru mine a fost suficient. A însemnat destul de mult efort psihic și dorința de a persevera. Iar pentru unii dintre ei, sinceritatea a atins cote maxime. Cât ai pregătit pentru examenul ăsta? În jur de 2 luni. A fost suficiente să recuperezi toată materia din 4 ani? Nu. Și de ce n-ai început pregătirea mai devreme eventual? Timpul. Necesită timp. Problemele. Păi ce probleme ai tu? Nu ne prea place cartea în ziua de astăzi. Miercuri tinerii absolvenții vor avea de trecut un nou examen scris, proba obligatorie a profilului.